care se uită la tine și are încredere oarbă în tine, pentru că pentru el tu ești cea mai importantă persoană, cel mai mare. Mi-aduc aminte, eram copil și pe la școală, așa că mă mai certam cu câte unul mai mare, mă mai ciufulea, mai... îi spuneam, vine tata și să vezi ce-ți face. Tata, îl știți pe tata, e tot așa, cam ca mine, un pic mai mic. Dar mi se părea așa de mare și de important că tata e cel mai mare. De ce? Pentru că aveam încredere în el. La fel, noi trebuie să trecem la acțiune, nu pentru că am analizat noi, am tras concluzii, am pus toate lucrurile în balanță, ci pentru că avem încredere în Domnul. Amin? Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Aș vrea să închei în această seară cu o ilustrație. Zic eu, sugestivă. Se spune că marele evanghelist Gypsy Smith se întorcea dintr-o campanie din aceasta evanghelică și când s-a întors în Marea Britanie, l-a așteptat un bun prieten și fost coleg de facultate de-al lui, un om de afaceri prosper de data aceasta, un om care realizase multe. L-a așteptat acolo în port, s-a dat jos de pe vapor și omul acesta începe să-l plimbe în stânga și în dreapta și îi arată succesul lui extraordinar și arată realizările lui fantastice și spune, ia uite ce am realizat, am plecat amândoi din același punct, uite unde sunt eu și unde ești tu. Și după aceea, așa, ca să arate cât de puternic este el din punctul ăsta de vedere, îl întreabă, dar tu ce ai făcut? Tu ce ai realizat? Și el îi spune, tu mi-ai arătat lucrurile acestea care se văd, dar tu privești în sus, către cer. Eu am făcut mai multe, dar nu aici, ci le-am făcut sus în cer. Cuvântul lui Dumnezeu spune că lucrurile care contează nu sunt astea de pe pământ. Nu e ceea ce adunăm aici cu chin, cu durere, cu efort, cu stres, cu oboseală multă, ci este ceea ce facem pentru veșnicie, ceea ce reușim să ducem dincolo. Și ce contează cel mai mult ce ducem dincolo? Nu sunt banii noștri, ci sunt sufletele pe care le câștigăm pentru Hristos. Alea sunt. Cu aia rămânem. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cel care salvează un suflet are, îi se iartă multe păcate, îi se acoperă o sumedenie de păcate. Am văzut zilele trecute, am revăzut de fapt, filmul acesta, Lista lui Schindler. La sfârșit, acest Schindler primește ca recompensă un inel în care erau câteva cuvinte. Spuneau așa cuvintele acelea, cine salvează o viață, salvează o lume. Cine salvează de la moarte veșnică un suflet, salvează o lume. Și noi pentru asta trebuie să trăim, pentru asta trebuie să ne concentrăm, pe lucrurile acestea. Ucenicii și-au pierdut orientarea, și-au pierdut scopul, au inversat prioritățile. Și noi le inversăm de multe ori. Noi trebuie să ne refocalizăm pe ceea ce contează, să ne facem o analiză concretă, o analiză reală a vieții noastre, în ceea ce privește legătura noastră cu Dumnezeu. Să ne declarăm falimentul nostru, că de multe ori falimentăm. Este cineva care nu are falimente în viața lui spirituală? Aș vrea să mă duc să mă pozez cu el. Dar nu cred că există așa ceva. Trebuie să ne declarăm și să încercăm să ne luptăm din toată puterea noastră, să schimbăm lucrul acesta. Mai mult decât atât, trebuie să acceptăm, să acceptăm soluția lui Dumnezeu, dar să nu ne oprim aici, ci să trecem la acțiune. Pentru că dacă noi acționăm după cuvântul lui Dumnezeu, răsplata noastră este mare, nu aici pe pământ. Aici s-ar putea să avem parte de multe lucruri destul de negative. Dar vom avea o răsplată veșnică în împărăția Lui. Haideți cu toții să ne ridicăm în picioare în această seară și aș vrea așa, într-o rugăciune, să-i spunem Domnului, să facem o analiză, să-i spunem Domnului unde n-am fost așa cum ar fi trebuit, să-i cerem ajutorul Lui. Și atunci când îl primim și când primim lumină de la El, ceea ce trebuie să facem, să le punem în practică. Amin.